Bună seara și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru câteva momente vă rog să vă așezați. Unul din principalele lucruri pentru care ne adunăm aici, pentru care am venit la biserică, este să ne închinăm. Psalmul 95, într-un mod clar, ne spune, ne cheamă la închinare. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Domnului. Amin. Este clar, este fundamental să ne închinăm. Să avem o viață de închinare, să avem închinare prin munca noastră, să avem închinare prin ceea ce gândim, să avem închinare prin rugăciunile noastre, prin cântările noastre și prin deciziile pe care le luăm. Câteva zile, închinarea pentru mine mi-a căzut în mână un articol despre rolul închinării și rugăciunii din punct de vedere psihologic. Și parcă m-a întărit foarte tare argumentele pe care un doctor le-a făcut cu subiecții săi. A făcut un studiu de caz în care a luat niște subiecți, niște oameni, și a pus să se închine și să se roage. Vreau să vă spun că nu doar Biblia ne cheamă la închinare. Noi suntem construiți în mod fizic să ne închinăm. Ce a descoperit doctorul acesta este, de fapt, un radiolog care mai târziu s-a dedicat studiul neurologiei și numele lui este Andrew Newark. Unul dintre lucrurile pe care le-a descoperit omul ăsta și pentru mine a fost încă un motiv în plus să mă închin. A descoperit că în partea noastră din creier, mai exact în partea cortexului frontal a hipotalamusului, în momentul în care te rogi, este o funcție a cortexului frontal anterior care se ocupă cu empatia. Este aceeași funcție, este aceeași zonă din creierul nostru care are de face cu luarea de decizii și cu empatia. Empatia înseamnă, cu alte cuvinte, să te pui în locul celuilalt, să simți cu el. Omul acesta, folosind MRI-ul, a văzut că în momentul în care oamenii se roagă, acea activitate devine mai intensă în acea zonă a creierului. Ceea ce înseamnă că în momentul în care te rogi, ești mai predispus și creierul tău este capabil să empatizeze cu frații, cu oamenii. Este capabil să fie mai empatic, să se pună mult mai ușor în papucii celuilalt. Vă amintiți Domnul Iisus Hristos, studiul s-a făcut în 2012. Domnul Iisus Hristos ne-a spus-o câțiva ani de, câteva mii de ani în urmă, înaintea acestui doctor. Știți ce ne-a spus El? Rugați-vă pentru dușmanii voștri. În momentul în care te rogi pentru cineva, ești mai capabil să empatizezi cu el. Ceea ce au descoperit doctorii, Domnul Iisus Hristos a spus cu mii de ani înainte. Un alt lucru pe care l-a descoperit doctorul, radiologul acesta, este faptul că în momentul amigdala este acea parte din creierul nostru care se activează în momentul în care ești într-o situație în care ori trebuie să fugi, ori trebuie să te aperi. În engleză această funcție se numește flight or fight. În momentul în care te afli într-o poziție de pericol, creierul tău începe să elibereze dopamine și tot felul de endorfine și ori fugi, ori te aperi. Ești în acea stare de alertă, ești gata să te lupți pentru supraviețuire. Vreau să vă spun că momentul în care doctorul acesta a descoperit că în momentul în care te închini, această glandă amigdala descrește. Ceea ce înseamnă că în momentul în care ne închinăm, devenim, din punct de vedere anatomic, mai calmi. Sunt studii făcute în anul 2012. Rugăciunea și închinarea, frații și surori, ne face să simțim mai mult cu frații noștri,
ne face să simțim mai mult cu ei și ne calmează. Din punct de vedere anatomic, închinarea ne calmează. Un alt studiu care s-a făcut a arătat că în momentul în care există închinare comunitară, inimile noastre bat la un moment dat în același ritm. Ne sincronizăm bătăile inimilor. Cred că de aici vine și acea expresie foarte celebră: suntem toți o inimă și un gând. Interesant pentru mine că Dumnezeu nu doar ne cheamă la închinare. Dumnezeu ne-a construit să ne închinăm, fraților. Ceea ce facem aici este ceea ce suntem destinați să fim. Suntem construiți să fim. Niciodată, niciodată, nu o să poți folosi un tractor să mergi cu el la curse. El este destinat pentru altceva. Niciodată nu o să fim oameni cu adevărat decât în momentul în care venim la biserică și ne închinăm și ne rugăm. Știți de ce? Pentru că pentru asta am fost creați. Să ne închinăm lui Dumnezeu. Așa că în rugăciunea aceasta nu vă rog decât să vă ridicați în picioare și să facem ceea ce trebuie noi să facem ca oameni. Să ne rugăm și să ne închinăm lui Dumnezeu. Amin.